Pe 15 octombrie 1917 înceta din viață poate cea mai cunoscută femeie spion din istoria lumii. Mata Hari a scandalizat societatea din acea perioadă prin libertatea pe care și-o îngăduia și prin spectacolele pe care le oferea ca dansatoare orientală la un circ care i-au adus renumele de femeie fatală. Mata Hari este un pseudonim pe care și l-a luat după ce a afirmat că mama sa era de origine indiană. Numele său adevărat era însă Margareta Gertruida Zele, un nume banal și greu de reținut. S-a născut în 1876 în Țările de Jos. Familia sa era una înstărită, Margareta urmând doar școli exclusiviste până la vârsta de 13 ani. Se pare că de mică a avut o personalitate puternică, iar părinții ei, într-o încercare de a o cuminți conform standardelor societății din acea vreme, au înscris-o la o școală în care predau maici. Este exmatriculată după 2 ani, fiind acuzată că l-a sedus pe director. La 18 ani se căsătorește după ce citește într-un ziar un anunț conform căruia ofițerul Rudolf John McLeod își caută o soție. Era un bărbat mult mai în vârstă ca ea. Împreună au avut 2 copii, un băiat și o fată, băiatul murind la o vârstă fragedă, iar fata la 21 de ani. Ambii, în urma unor complicații ale sifilisului, moștenit se pare de la unul dintre părinți. După ce s-a căsătorit cu McLeod, pleacă cu el în Java, dar cum avea o inimă nestatornică, în 1903 sfârșește prin a divorța. Se întoarce în Europa și devine celebră ca dansatoare hindusă îmbrăcată în valuri transparente și purtând podoabe de aur și jad. Toți bărbații sunt la picioarele ei, iar Mata Hari profită de pe urma lor. Se spune că ea ar fi fost cea care a inventat striptease-ul, șocând audiența prin spectacolele sale considerate indecente și prin faptul că a pozat nud de mai multe ori. A fost amanta multor oameni bogați ai vremii, dar și a unor cadre militare, ceea ce a dus la acuzație de spionaj în favoarea Germaniei, după ce autoritățile de la Paris au ajuns la concluzia că ea ar fi fost vinovată de scufundarea flotei franceze din Marea Mediterană de către submarinele nemțești. S-a speculat că de fapt ar fi fost un dublu spion și pentru francezi și pentru germani, iar execuția sa a fost doar modul în care francezii și-au ascuns de fapt incompetența. Moare la vârsta de 41 de ani după ce este împușcată în fața unui pluton, ca pedeapsă la acuzație de spionaj. După ce dosarul lui Mata Hari a fost desecretizat, s-a descoperit însă că acuzația de spionaj nu era adevărată.